Maure, că când eu spun că nu se poate vedea copilul, nu se poate vedea. E cantină. Ce cantină, fă? E un loc așa unde mănâncă multă lume. Cantină la fabrici, cantină la școli, cantină la armată. La parlament? Nu, la parlament e restaurant cu autoservire. Sub prețul pieții. Dar proaste ăștia. Cum să fie nepotul meu la cantină la spital? Păi ce, el mănâncă de cum s-a născut? Păi, dar tu ești capiu, mă, aurică, că tu nu înțelegi că a venit doctorul tineru, ăla așa un fel de moașă de la copii și a zis nu se poate vedea copilul, că e alți copii bolnavi și e cantină, mă! Carantină, a spus Spaniu. Carantină. Așa e, fi de așa dreptul. Atunci, e carantină când se întâmplă să fie epidemie de ceva. Adică epidemie de gripă și atunci copiii sunt izolați ca să nu fie contaminați. Eh, ai auzit, fă? Ești plină de cultură ca plasca de păr. De bine că ți-ai dat și tu pălăria. Auzi, de Codru știi ceva? Că l-am sunat să-l ferice și are telefonul închis. Doarme și el săracul, mă. O fi frânt după atâta alergătură. Da. Canalul meu de YouTube, ești abonat? Dacă nu ești abonat, ia scrie acolo. Lucian Vizir Oficial și gata, te-ai scos. Unde ați fost, fă? La spital. Păi toată noaptea? Nu, mă. Am stat de menață. Ce ai făcut acolo? Bă, ce-am făcut? Am stat singură pe coledoare ca cucu. Că tu, la cârciumă, cu pecioarele sub masă. Păi nu e. Mandarină. Chinuia ca Hristos pe cruce să facă un... Un ce? Un copil? Un dracu de cuțit, că nu taie. L-ai văzut? Păi cum să nu? N-am fost acolo și când a ieșit? E frumos. Aoleu! E aruncat într-o eclipsă de soare, mă. Mă, nu poți să tai, aci ia cu vină-te cu roșii acolo și mănâncă cu bățică și vezi pe te poți tu că ești mai puternic așa. Că mă duc până... Faci tu pe tactul. Ia după, cum e copilul ăla? E frumos? Cum îl dracu l-ai dus? Ăsta te-a tras, dar acum l-ai dus copil. Nu l-am văzut, mă, nu știi că e carantină, am stau cu surme. Și mi-a dat unde ce dracu n-a venit până la noi, da? Și-o petrecem, să aia, aia. E cu capul sus, dar ce? Mă, Stivăre, de unde dracu să știu eu de ce n-a venit medalion? Cine sunt? Eu să-i fac lui program, nu știu. Da? Păi, dar nu-l mințiți pe tăticul în ceaia că te zi la lui, da? Că dracu pe ea. Ați zis? Ce, mă, cu astea? Lasă-mă, moaca!
Da, da, eu te-am zis ca să știi. Că am nevoie de ajutorul tău. Aveai telefonul închis. Bună dimineața. Bună dimineața. Haideți că eu vă las să vorbiți, să nu vă deranjez. Ia ce caută aici? E complicat. Ce e atât de complicat? Nu puteai să mai aveți răbdare? De-abia ți s-a născut băiat. Să ne nepoatul și să aibă Dumnezeu grijă de el. Da, mă, Aulica, mă. Bă, știi cum aștept, mă? Abia aștept să iau eu glăsciorul, mă. Mă, mă, dă și mie un ban. Sânge din sângele meu, mă. Mama, al nostru. Al nostru și al tău. Mă, state, dacă tot nu ne lasă să-l vedem, treci pe la mine să ne cinstim și noi ca oamenii. Și să vorbim nițel de botez. Eu aș vrea să-l facem în șatră. În șatră? Știu eu, mă, Aurică, mă, când eu tot vroiam, mă, la parlament, mă, cu marmulă pe jos, dar... Știi ce zic eu? Hai să așteptăm să iasă din carantinuță mititelul, a? Da, frate, dacă vrei, eu să te aștept. Bine. Bă, nu porni nimic, dar... Vede, da, da. Ce trec, mă, și auricul ăsta, mă. Păi vrea botez la șatră. Păi ori e paranghilie de buliba sau ce vrea? Merge la șatră, le fleșcă-i pe acolo, că te mânlac de bestiolii. Soția ta, așa cum e ea, e în spital, tu te afli cu fața asta aici. Cristofor, lasă-mă să-ți explic. Ce să-mi explici? N-am nevoie de explicații. Explicații stupide și mai ales de la tine. Te rog frumos, nu pleca. Ești ultimul om de pe lumea asta de la care mă așteptam să fac așa ceva. Nene Cristofor! Ce s-a întâmplat? Ce? Unde te duci? Să-i explic! Nu-i de vină luna, nici mânia mea, doar că tu pe viață ți-a plăcut altcineva. Eu cu sufletul te-am iubit ce zic, viața schimbă. Mă! Ce-i fata? De ce te-a trimis pe tine? Că-s frasul, fă, de-aia, îl bun. Și pentru că mi-ești simpatic, o să-ți dau un sfat. Păi, codruța asta al tău este o târfă cu mușchi, ai înțeles? El are copil în șată, dar pe tine te îmburlică cu niște chestii. Așa că ascultă sfatul meu, fata mea. Du-te! Du-te învârtindu-te! Să nu te mai oprești! Du-te! Blestemat în fie clipa de demult! Tu ai aflat că am căutat copil în tot Parisul. Zău, am umblat toată noaptea. Ce? Și n-am găsit niciunul. Nici măcar unul de trei zile sau măcar o săptămână. E prea mic, prea mic. Nu spune alta, mă. Acum pe bune, bre, cine își dă copilul de la sân? Cu cine, mă? Moierii-li cum cine? Curvii-li, băgaboantii-li, călugăriții-li, nu știu, numai alt să fie.
Dă dublu, mă! Dă triplu! Dă ce vrea numai să se arate odată, că nu mai poți! Mă omoară stătica! Coana Flacăro, acum că mi-ai zis de neastate... Pe bune, chiar mi-e frică. Mi-e frică și dacă o să afle, mă omoară, îmi taie gâtul. Dar nu o să fie, mă, că mă ocup eu personal, mă! Bă, pareziene! Bă, dacă ție stremură izbelii de frică, zic că eu intru cu altul pe combinație, că eu n-am timp. Bă, eu n-am zis că nu încerc, dar mi-e frică. Bă, să nu-ți fie, mă, că te îmbrac în aur, mă. Harbună-ți fac să moară copiii mei. Dar fi nu odată cu vorbile alea bune, că nu mai poți. Ascultă-mă puțin, te rog, stai jos, uite, îți dau o cafea. Te rog mult, ascultă-mă până la capăt. N-am greșit că am chemat-o pe Irina aici. Trebuia să-mi descarc și eu sufletul cumva. Nici nu vreau să aud, te rog. Ba, trebuie să auzi, că nu e copilul meu. Ce vrei să spui cu asta? E copilul Thierry. Am văzut cu ochii mei. Doamne Dumnezeu! E mulatru. Roza a făcut un copil cu bodyguardul lui Tasu. Săracoic! Ce blestem pe familia lui, ce blestem! Te rog ceva. Nu amesteca pe fata asta. Să nu faci să suferi. Nean Cristofor, nu știu ce să fac mai întâi, unde să mă duc, cu cine să vorbesc. Să vorbești cu Roza mai întâi. Bă, e în joc viața mea și la familia mea, mă. Da, Coana Flacăr, o să caut, îți promit, o să caut. Păi caută, boule! Caută, mă! Că statică vrea să facă copilul și dacă află că e negru, am belit-o definitiv. Până la urmă, Roza a făcut copil cu Thierry. Nu ia lui Măsa, lui Ștefan cel Mare! Ce te interesează, mă, pe tine acum dacă e al lui Thierry? De ce al lui Thierry? Păi al lui Thierry e, mă, ce umblă negri până tot Bucureștiul! Da, mâncați-aș cura ta, tăia lui Thierry, soto, soto! Haide, mă, pareziene, mă, salvează sufletele noastre, mă, că... Mâncați-am cu asta, dar te rog eu frumos. Haide, te pupă, mămica. Ai, mă, grijă de sufletele noastre. Hai. Eu o să plec. Ce s-a întâmplat? Mai iertam. Ce s-a întâmplat? Hai, mă, că te cunosc. Zi-mi ce s-a întâmplat. Mi-e frică să ne luăm de la capăt și să mai intervină altceva. Nu știu, să te conving ai tăi. Stai liniștită, nu se mai întâmplă nimic. Mai pe tine te iubesc, da? Încredere în mine. Mina. Vrei să-ți iei un taxi? Nu, mă descurc. Vorbim mai târziu. La revedere, domnul Cristofor. Pa, la revedere. Zici că a urcat 10 etaje, Cristofor? Da. Amoiu! Păi ăsta n-avea damblele de alea la cap cu urcatul la etaj în blocuri. Da, mă rog, știi cum e vorba aia? Mare e grădina domnului, nu? Așa e. Așa e. Da, vezi că știu eu. Frâna-i la asta? Dai? Mama mică! E niște olei ce-a pun asta acolo! Ah, aleu, fă, Argentino! Dar vorbește curent, fă, că se râde lumea de tine.
Păi și ce n-am zis bine? E niște oale acolo, adică e mai multe. Corecte sunt. Dacă ești așa deșteaptă, mai zici și mie să fii și eu deșteaptă. Da, bă, deșteaptă ești. O să fii tu, știi când? Când o să zbor eu? O bune, înțelegi? N-ai cum să te faci deșteaptă pentru că tu ești așa cum te-am cumă, da. Așa că lasă-mi. Hai! Tu vrei să zici că măsa e proastă? Nu v-am zis de el. Lasă-mă pace. Dă să prind fata, hai că obosiți. Fă! Știu că i-am promis Rozei că o să o ajut să plece, dar nu mai pot acum că m-a trădat. Înțelege-mă și pe mine. Mă, băiatule, dar ce-ți trebuie ție răzbunare? Când o să afle țiganii, o să omoare și pe ea și pe marocan. Da, crezi? Sunt sigur. Știi bine asta. De copil ce să mai zic? O să ajungă cerșetor în Paris. Dacă o să aibă timp să crească. Da, va trebui să se descurce. O să se descurce cu ajutorul nostru, mai ales cu al tău. Ma, dacă ei fug cu bebelușul, ăștia toți o să trăiască un timp supărați, după care să le treacă. Fă bine, Codruț, nu fă rău. Se întoarce împotriva ta. Nu știu, nu e, Cristofor, chiar nu știu acum. Mă, care e scopul tău acum? Să fii un om liber, să te întorci la marea ta iubire, la Irina. De ce îți complici viața? De ce? Vă spun eu de ce. Ești prea mândru ca să fii fericit. Bine. Bine, mă duc la spital la Roza. Mergi eu.